1 septembrie bate la ușa, așa că părinții se grăbesc să facă ultimele cumpărături pentru copiilor înainte de începerea noului an școlar. Se cumpără de toate și de peste tot, dar cele mai întrebate sunt ghiozdanele, caietele și rechizitele. De asemenea, la mare căutare sunt uniformele școlare și costumele sportive. Cei care i-am întâlnit la târgu școlar ne-au spus că pentru a face aceste achiziții a fost nevoie să facă și economii, deoarece în acest an prețurile chiar bat la buzunar. Comercianții nu sunt de acord cu ei și spun că toate mărfurile se vând la prețurile de anul trecut. Elena Tkaci este mama a trei copii, cei mai mari, cei dintre ei fiind gemeni, în acest an vor merge în clasa 1, așa că emoțiile sunt dublate. Dar și costurile sunt duble, spune femeia. Deși cheltuielile sunt mari, au luat aproape totul ce este nevoie pentru școlari. Am cumpărat cămie și încălțăminte pentru educație fizică, am luat mape pentru caiete, penale și cam așa. Mai avem de cumpărat încă pantaloni. Și plus minus suntem gata de școală. Bate cumva la buzunar? Bate, mai ales că dublu pentru doi, bate la buzunar. Bate bineșor. Sunteți pregătiți de școală? Da! Și familia Raiu a venit la târgul școlar ca să cumpere cele necesare pentru fiica lor care merge în clasa 1. I-am observat în timp ce căutau un costum potrivit pentru școală și ei s-au plâns de prețuri exagerate. Anul 1 la școală și căutăm rucsacuri, dar uităm niște prețuri foarte mari. Noi credem că sunt exagerate prețurile anul ăsta. La ce preț sunt? 1400-1200 un rucsac pentru clasa 1, cred că e mult. Ce urmează să mai cumpărați pentru fetița dumneavoastră? Rucsac, sacou, restul am cumpărat. Facem comparații, că este de unii de ales, dar vă spun, sunt și prețuri mai ieftine, dar sunt și prețuri exagerate. O altă familie a venit tocmai din Cantemir, în speranța că la Chișinău vor găsi prețuri mai mici. Dezamăgirea lor a fost mare atunci când au văzut prețurile, dar spun că nu mai au încotro, așa că au luat totuși câte ceva. Este lista mare? Este destul de mare. Hârtii colorate, carton colorat, pixuri, album de desen, acuarelă, plastilină, tot ce e necesar. Astea urmează să le achiziționați. Așteptăm, da. Să ridicați. Cred, așa mă uit eu după să ridicați un pic. Așa, și luăm mai puține sau dacă prețurile sunt ridicate? Nu, luăm tot ce e necesar, deja cum este situația. Chiar și așa, cei mai mulți dintre comercianți ne-au dat asigurări că prețurile au rămas la fel ca anul trecut. Doar cei care vindeau rechizite au recunoscut că prețurile s-au majorat cu circa 50%. Au fustițele de la 295 până la 380, 410, de acum este pe albastru care este 420, în rest sarafanele de la 430, cămășuțele de la 265 în sus, prețurile au rămas aceleași. Цены как в этом году? Подорожали. Бумага много? Подорожала. Да, в прошлом году продавалась полей, сейчас она лепится. И так все. În acest an vor fi organizate târguri școlare în toate sectoarele din capitală. Totodată, circa 8.000 de elevi din familii social vulnerabile din Chișinău vor primi un ajutor material unic în valoare de 700 de lei pentru a se pregăti de noul an școlar.